Ana a început anul 2020 cu dreptul. Cum a fost concursul de la Havana? Concursul de la Havana îmi dă un plus de încredere, trebuie să recunosc, și punct de importanță. Până la urmă, toată lumea fuge așa după biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Rezultatul de anul trecut de la etapa de cupă mondială de la Tallinn, medalia de aur, medalia de argint acum de la Havana, îmi dau șanse, îmi cresc șansele, dar asta nu înseamnă că am deja biletele în buzunar. Ce reprezintă pentru tine faptul că ai revenit pe locul 1 în rankingul mondial? Să spunem doar că este un mic bonus pe care l-am primit în urma rezultatelor bune din ultima perioadă, dar nimic mai mult. La Havana ai venit să o adori la rând pe chinezii, ca să spun el. Ai un ascendent moral față de ea după aceste două victorii? Trebuia să-mi iau revanșa pentru finala de la Jocurile Mondiale Militare. Ei bine, soarta face ca și în continuare să fim pe aceeași parte de tablou. N-aș putea să spun că am un asalt ușor cu ea, cu trăgătoarele asiatice, încă nu m-am împăcat, de peste 20 de ani mă lucruie și războiul continuă. În rankingul asiatice mondiale, primele 5 sportive clasate trag în asten. Ce să înțelegem de aici? Să înțelegem că unul dintre foștii mei antrenori, domnul Octavian Zidaru, chiar avea dreptate. Stângacii fac diferența. Bine, se întâmplă. An la rând, cred că au fost dreptaci în primii 16. Tot în ranking, în primele 10, sunt doar 3 sportive din Europa. Te avantajează acest lucru în lupta pentru un loc la Tokyo? Da, într-adevăr, pe mine trebuie să recunosc, mă avantajează, dar pe de altă parte, pentru Europa asta nu e o veste grozavă deloc. Anul trecut, cei drept asiaticele chiar au avut un sezon foarte, foarte bun. Să sperăm că o să punem mână de la mână, o să intră mai multe în primele 8, dar pentru mine, da, personal, trebuie să spun că reprezintă un avantaj acest lucru. Echipa nu va fi la Tokyo. Cât de mult doare acest lucru și spunem dacă putem privi cu optimism spre Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. Da, pentru mine nu e cea mai bună veste faptul că nu vom fi acolo, mai ales că fac încă parte din echipă. Deși calificarea nu s-a încheiat nici în proba pe echipe, din punctul meu de vedere, fetele au șanse. Mai ales prin ce au arătat acum la Havana, atât sportivele tinere, Alexandra Predescu și Bianca Abena, cât și Amalia Tătăran, au arătat ca o echipă. Au arătat că pot, au venit cu acel plus de încredere și, cum îmi place mie să-i spun, tupeu, în sensul pozitiv. Trebuie să creadă mai mult în ele. Avem o șansă să fim acolo, ele pot să ajungă pe podium și de ce nu Paris nu e chiar atât de departe. Viața Grand Prix de la Doha, cu ce gânduri pleci acolo? Grand Prix-ul de la Doha aduce și mai multe puncte. Asta înseamnă că lupta o să fie și mai strânsă. Sper doar să mă refac. Slavă Domnului, nu sunt probleme medicale. Poate doar vârsta trebuie să mă refac și să merg acolo să țintesc pe un loc cât mai bun. Bineînțeles, îmi doresc medalie, sper la o medalie, dar vom avea grijă cum vom face fiecare pas.